Mai avem timp, mă, că eu Miara, tu să mă oprești, te rog frumos, nu, că eu nu, vorbesc. Nu, 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 nu. Doamne Horia, știi cum mă faci tu să mă simt acum așa? Cum? Toți băieții de aici, cum? Parcă n-aș fi aici, parcă aș fi undeva la o cafea. Păi așa, asta e și ce-am. Joacă-mi pădiță, câți-o-i da muriță, sara la portiță, mai pădiță, pădișor. De câte ori mă întreba bărbatul meu, unde ești, măi, Miara, pe centură? Pentru că eu stau pe centură, eu stau pe centură în Cosmopolis. L-ai văzut pe soțul tău prima dată într-o poză. Da, el îmi zicea doamna Gălăgie acasă. Mama, ma la canzoni mea più bella sei tu. Spune-mi, te rog frumos, emisiunea TV la care te-ai simțit cel mai bine. M-aș duce și la Survivor. Moldovean că sunt, geacă nou am, o leacă de bătaie, știu. Ora mei moldovinească, măi, cine-o știe să trăiască, măi, măi. Mama Miora, s-a întâmplat vreodată să se ia curentul în timpul cântării? Da, bineînțeles. Asta s-a întâmplat la Chișinău. Am spus și bancuri, am cântat cu ei, am luat bani și am plecat. Mama Miora a fost în Egipt? Am fost și la mormântul lui Tutankhamon. Și am auzit o voce acolo. Cine-i Mioara Velicu? Zic eu. Și câți ani ai? 79. Și mai pleci acasă? Pe un picior de ploaie, pe o gură de roie, iată vin la vale, se cobor pe cale, trei turme de oi cu trei ciobănei. Cozonac și un pahar de vin sau cozonac și un pahar de lapte? M-a lăsat de băutură. Cuptorul s-o porni, florile galbe, anul nou a și sosit, florile, florile galbe, florile, florile galbe. Mulțumesc din suflet, Horia. Chiar îmi doream să fiu în emisiunea ta, pentru că este foarte urmărită și când am primit invitația am zis, Doamne, oare e adevărat? Eu am zis, Mioara, all inclusive. Asta este programul de astăzi. Bă, ce-mi place all inclusive.